Biserica San Pietro din Roma. Silenzio, luogo sacro. Da. Fără câini, fără pălării. Căruți, genți, să scot căciula în semn de pietate față de papa, care papa vorbește de acolo. De acolo un balconaș, știi că vorbește de acolo, face frumos. Hai să vedem ce-o fi aici. Biserica și cupola. Cupola este să urcăm sus. Dar hai mai întâi hai în biserică. Haide să vedem. Mormântul lui Papa Ioan Paul al II. Wow, vreau la mormântul lui Papa. Un fel de Arsenie Boca. Travertin pe jos. În proporțiile. Proporții, băi, proporții. Uite aici proporții. Am văzut asemenea coloane. Nu, n-am mai văzut asemenea coloane. Decât la 16 ani când am mai fost. Da, mi-am scos căciula și acum a început și ploaia. O să fac meningită. Bă, este foarte... Proporțiile, pare că a dezvoltat un turet. Dar iată, piațeta mare. Totul este mare aici, enorm. Enorm, pentru pietate. Toată lumea face poze. Și noi prin vâltoarea de turiști, dar este într-adevăr impresionant. Tavanul mă copleșește. Tavanul. Perspective, chestii făcut în secolul XVI. Festivo. Uite, aici toată papalitatea, tot sângele albastru în secolul XVII. Știi povestea? Wow! Așa ceva mai rar. Pe semne că nici nu trebuie să vorbești, imaginea spune totul. Desigur, ar fi fost indicat să luăm un audio guide și să aflăm fiecare părticică ce ascunde, cum a fost configurată, aranjată istoria. Dar ce relevanță mai are istoria în fața unei imagini? Ochiul mason. Pieta, hai la Pieta. Asta este pietatea. Pieta. Cea mai mare. Să mă fac și eu Pieta. Dar dacă să mă fac Pieta, înseamnă că mor. E ascunsă bine acolo, cu geam tot, să nu se urce mojicii pe Pieta, în brațele lui Pieta. Pe bune? Da, când s-au... ungur, în anii 70. Pe bune? Dar de ce a făcut asta? Era nebun. Era nebun. Ia, hai și noi aici, vino încă. Vino încă. Iată. Pieta. Noi și Pieta. Ce reprezintă Pieta? Cine ține în brațe pe cine acolo? Eu nici asta nu știu. E Maria pe Iisus cel mort. Maria pe Iisus cel mort, asta este Pieta. Mama, acum am postul Crăciunului. Trebuia să venim aici înainte de Paște. Acum se naște Iisus, nu moare. Da, e bun și asta. Da, super, am văzut. Este într-adevăr de o finețe excepțională. Hai să mai vedem. Mai întoarcem. Hai acolo la marele altar. Eu vreau la altar. Hai la altar. Alexandra. Cristina Alexandra. Ha? Cine e Cristina? Regina. Regina Vandalilor. Regina Vandalilor. Acolo este Regina Vandalilor. Vreau și eu să fiu Regina Vandalilor. Cristina Alexandra. Wow. Hai să trecem peste, vino încoace, că trebuie să sărim grupurile organizate, că ăștia stau, ia uite, sunt niște buleți, nu-s de noi. Wow, wow, aici este mormântul lui Papa. Doamne, hai și noi acolo aproape. Nu știu, facem o plecăciune. Sus.
fulgări pe gale, nu fac. No picture. Mamă, pietate, la mormânt acolo, silențio stampa. Am făcut silențio stampa la mormânt la papa. Mamă, ce frumos miroase a tămâie, steguleții din nou, nu mai suport stegulețele astea. Deja mi-e cald, mă dușesc. Ăștia au căldură, tata, au bani. Ia uite. Am fost și la mormânt, trebuia să fac o plecăciune, dar nu mi-a venit. Am ținut un moment de silențio stampa. Dar despre ăsta ce știi? Baldachin. Ce știi despre baldachinul acela? Hai la baldachin. Hai mai aproape de el, că îi faci poză de acolo. Și să termin cu video ca să mă zbengui în voie, că ăsta mă ține aici. Capodopera suprema a barocului. Capodopera suprema a barocului. Da. Hai să-mi explici. Ups! Jackass la Roma. Jackass românesc la Roma. Oh. La baldachin. La baldachin nu e voie. Când eram mic, am avut voie să merg și până aici, parcă. Că depinde de moment. Iată, capodopera barocului. Acolo avem un porumbel. Acolo, pac, unde e chestia aia galbenă, un porumbel. E porumbelul păcii, e porumbelul Sfântul Duh. Da, e într-adevăr un loc unde își zice că Sfântul Duh se pogoară asupra ta. E impresionant. Cu totul. Da. Da. Ce casa poporului ce avem noi, ce... Catedrala. Da, să avem și noi Catedrala Mântuirii Neamului, poate o să fie cam cât asta, a? N-o să fie. O să vedem, în curând. O să fie și video de la Catedrala Mântuirii Neamului. Cu siguranță decorațiile vor lipi. Sau vor fi de gusturi de... Ia uite. Enorm. Enorm și frumos. San Pietro.